Citim din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Iar în ziua din tâia săptămânii, tiți de dimineață, au venit la mormânt și altele împreună cu ele, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, apoi au intrat și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Și pe când erau uluite de lucrul acesta, iată doi bărbați stăteau lângă ele îmbrăcați în haine strălucitoare. Și pe când erau îngrozite și aplecate cu fețele la pământ, ei le-au zis: pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit când era încă în Galileea, zicând: fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie crucificat și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui și s-au întors de la mormânt și au povestit toate aceste lucruri la cei 11 și la toți ceilalți. Și cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena și Ioana și Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau cu ele. Și cuvintele lor li se păreau ca niște basme și nu le dădeau crezare. Dar Petru s-a sculat și a alergat la mormânt și, aplecându-se înăuntru, a văzut fâșiile de pânză zăcând singure și a plecat de acolo mirându-se de cele întâmplate. Și iată că în aceeași zi, doi dintre ei mergeau într-un sat numit Emaus, la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre toate cele ce se petrecuseră. Și pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii erau împiedicați ca să nu-l cunoască. Și el le-a zis: ce fel de vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi în timp ce mergeți și sunteți triști? Și unul dintre ei, numit Cleopa, a răspuns și i-a zis: ești tu doar un străin în Ierusalim și nu știi ce s-a petrecut în el zilele acestea? Și el le-a zis: ce lucruri? Și i-au zis cele cu privire la Iisus Nazarinianul, care era un profet puternic în fapte și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Și cum preoții cei mai de seamă și conducătorii noștri le-au dat să fie condamnat la moarte și le-au crucificat. Dar noi am sperat că el este acela care va răscumpăra pe Israel. Dar cu toate acestea, astăzi este a treia zi de când au avut loc aceste lucruri. Ba încă niște femei dintre ale noastre ne-au uimit. Ele s-au dus dizi de dimineață la mormânt și, negăsindu-i trupul, au venit zicând că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu. Și unii dintre cei care erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum au zis femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuților și înceți la inimă când este vorba să credeți tot ce au spus profeții! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în gloria sa? Și începând de la Moise și de la toți profeții, el a explicat în toate scripturile lucrurile cu privire la el. Și s-au apropiat de satul unde mergeau și el se făcea că vrea să meargă mai departe. Dar ei au insistat față de el zicând: rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Și pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea, a binecuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, și el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și când ne deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați împreună pe cei 11 și pe cei care erau cu ei, zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și istoriseau cele petrecute pe drum și cum le-au recunoscut la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Dar ei, plini de frică și înspăimântați, credeau că văd un duh. Și el le-a zis: de ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimi? Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, căci eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți căci un duh n-are carne și oase cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste lucruri, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Și fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? Și ei au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. Și el le-a luat și le-a mâncat în fața lor. Apoi el le-a zis: acestea sunt cuvintele pe care vi le spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise și în profeți și în psalmi. Atunci el le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuie să sufere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să predice în numele lui pocăința și iertarea păcatelor către toate popoarele începând din Ierusalim.
și voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată, voi trimite peste voi promisiunea Tatălui meu, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și el i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și ei s-au închinat și s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și erau neîncetat în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Continuăm studiul din Luca, capitolul 24. Am ajuns la ultimele două paragrafe, două pasaje. Ne-am oprit data trecută la întrunirea de seară pe care Domnul Iisus a avut-o împreună cu cei 10 apostoli, ne spune Ioan, pentru că Toma lipsea, și ceilalți ucenici care erau strânși acolo împreună. Am văzut felul în care el li se arată, felul în care le demonstrează că nu este doar un spirit, ci este el, Iisus înviat. Am văzut că ceea ce a făcut Domnul după ce și-a strâns împreună turma a fost ca să le disipeze îndoielile, da, și temerile, așa încât ei nu mai puteau de bucurie când îl vedeau că stă viu înaintea lor. Apostolul Petru spune mai târziu în casa lui Cornelius că au mâncat și au băut înaintea lui și cred că face referire și la evenimentul acesta când Domnul Iisus ia bucata aia de pește și fagurele de miere și mănâncă înaintea lor și ne putem imagina că masa aceasta a continuat, masa de părtășie, masa asta agape, și în timpul ei Domnul Iisus i-a învățat, le-a deschis inimile ca să înțeleagă Scripturile și i-a învățat de ce trebuia să treacă pe acolo și de ce Hristosul trebuia să sufere și de fapt le arată firul acela roșu care începea din Genesa capitolul 3 și se termina până la urmă la ultima carte, arătându-le și explicându-le necesitatea ca toate evenimentele astea să se fi întâmplat exact așa cum au fost prevestite. El trebuia să împlinească tot ce este scris, spune Luca, în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, cele trei mari divizii ale Vechiului Testament, în limba ebraică. N-a fost suficient că Domnul le arată capitol și verset. Bineînțeles că n-aveau capitole și versete atunci, da? Dar pasajele specifice. Dar el a trebuit să le deschidă mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și atunci, abia când Domnul le-a deschis mintea, ei au reușit să le înțeleagă și să le creadă. Dacă tot ce s-ar fi întâmplat nu ar fi fost conform Scripturilor, dacă nu era bază scripturală, atunci nu puteau să înainteze oricât de mare ar fi fost bucuria lor că Iisus este înviat. Pentru că nu doar semnele și minunile garantează că o lucrare vine de la Dumnezeu, nu? Așa cum spun mulți, au spus de-a lungul timpului și spun și astăzi, ci orice lucrare, naturală sau supranaturală, trebuie să-și găsească baza în Scriptură. Și asta e ceea ce Domnul pune accent acum. Pe asta pune accent, pe Scriptură și faptul că lucrurile astea trebuiau să se împlinească conform Scripturii. Dacă ne aducem aminte mai târziu, le spune Corintenilor Pavel cum ce este Evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre. Dar el mai adaugă ceva acolo. După Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Deci același tip de argumentație pe care Domnul Iisus îl aduce chiar în ziua Învierii este continuat de apostoli și de predicatorii din Noul Testament și este continuat până în ziua de astăzi de urmașii lui. Am văzut că Toma lipsea de la adunare și a pierdut niște binecuvântări prin felul acesta. Însă Domnul nu-l lasă în urmă, ci mai rămân cu toții o săptămână în Ierusalim, nici mai mult, nici mai puțin, pentru că în următoarea zi, întâia săptămânii, adică a opta zi de când se întâmplă lucrurile acestea, ei erau din nou strânși împreună în același loc și Domnul Iisus li se arată tuturor. De data asta Toma era acolo, nu mai lipsea.
episodul acesta ne este relatat de Ioan. Luca ne spune după aceea, după ce Domnul Iisus îi învață Scripturile, ne spune și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatăl meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Asta este o trimitere, este o însărcinare oficială pe care Domnul Iisus le-o face. Voi sunteți martori acestor lucruri, sunteți martori ai vieții mele, sunteți martori ai morții, sunteți martori ai învierii, sunteți martori ai învățăturilor mele și voi sunteți cei care va trebui să proclamați, că ăsta e termenul cherusio în limba greacă, să proclamați tuturor neamurilor în numele meu pocăința și iertarea păcatelor. Da? Și asta veți face cu începere din Ierusalim. Dar când veți face lucrul acesta? După ce veți fi împăcați cu putere de sus. Deci până atunci nu începeți lucrarea aceasta în capacitate oficială. Dar observați în versetul 49, afirmația Domnului, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Dacă ne aducem aminte mai devreme, mesajul îngerilor către femei, consemnat de Matei, este să le spună fraților lui sau ucenicilor, spuneți ucenicilor lui, să meargă să-l întâlnească în Galileea. Acolo îl vor vedea. Domnul Iisus, când li se arată în Matei 28:10, dacă nu greșesc femeilor, le spune, spuneți-le fraților mei să meargă în Galileea. Însă în Luca 24, Domnul Iisus le spune, rămâneți aici în Ierusalim. Rămâneți în cetate. De ce e așa? Păi este așa pentru că există o pauză în cronologie între trimiterile pe care le avem deja consemnate și mersul în Galileea și întoarcerea în Ierusalim și acest pasaj. Cuvintele astea ale Domnului pe care le-am citit sunt rostite când ei deja se întorseseră din Galileea în Ierusalim. Și ăsta este motivul pentru care, dacă punem cap la cap pasajele din Scriptură, vedem că de fapt sunt trei însărcinări sau trei trimiteri pe care Domnul Iisus le dă ucenicilor lui după înviere. Prima dintre ele este consemnată de Ioan în capitolul 20, chiar în acea seară când Domnul Iisus li s-a arătat. Și aș vrea puțin să ne uităm asupra lor. A doua trimitere, vă spun până deschidem la Ioan 20, să o citim pe prima, a doua trimitere este în Matei 28 și aș găsește corespondentul în Marcu 16 și a treia trimitere este cea la care am făcut referire în Luca. Și merită să ne uităm puțin la fiecare pentru că împreună vedem care este mandatul sau autoritatea pe care Domnul o lasă pe pământ după ce va pleca. Vom vedea cui le lasă și ce, în ce constă autoritatea asta, pentru că nu este un cec în alb. Da? După cum el a primit de la Tatăl autoritate care n-a fost cec în alb, da? Ci a avut o sarcină specifică, tot așa el transmite mai departe o lucrare și autoritatea de a o îndeplini. Deci, în Ioan 20, apostolul relatează acea întrunire de seară din prima zi a învierii, unde, în care întrunire Toma, de la care Toma lipsea. Și o să citesc de la versetul 19, spune acolo Ioan, în seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Exact cum spune Luca, nu? Domnul apare în mijlocul lor, erau cu ușile încuiate și le spune pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, aceeași detaliu îl spune și Luca. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul și acum urmează trimiterea. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Asta este prima trimitere din
seara primei zile a învierii. Locația care este? Ierusalim, evident. Erau strânși cu toții la Ierusalim. Timpul în care Domnul a rostit aceste cuvinte este duminică, seara, în seara primei zile a săptămânii, când li s-a arătat tuturor, după ce au venit cei din cei doi, Cleopa și celălalt de la Emaus. Care au fost persoanele prezente la această trimitere? Odată îi avem pe cei 10 apostoli, pentru că Toma lipsea. Avem restul ucenicilor, pentru că Luca ne spune că s-au arătat și tuturor celorlalți. Da? Și, bineînțeles, femeile care au fost implicate în, și au fost personaje principale, de altfel, în toate scenele, începând cu crucificarea Domnului. Ei erau prezenți acolo când Domnul rostește cuvintele acestea. Care sunt specificațiile sau specificul particularitățile trimiterii acesteia? Să ne uităm la versetul 21. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Termenul de trimitere înseamnă, de aici avem termenul de apostol, avem apostelo, care înseamnă trimitere ca reprezentant oficial, trimitere care, a cuiva care acționează în numele persoanei care l-a trimis. De aceea, când vorbim despre expresia numele sau despre trimitere, vorbim de autoritate. Da? Unii vorbesc de autoritate apostolică sau despre autoritatea bisericii sau a adunării. De aici vine ideea de autoritate, se desprinde din expresia a acționa, a face ceva în numele sau în sau trimis de cineva, folosind verbul acesta apostelo sau ex-apostelo. În Ioan capitolul 17, deci mai devreme, rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus, el rostește, o adresează Tatălui și rostește exact cuvintele astea în versetul 18. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și Domnul aici folosește timpul trecut. E foarte interesant, pentru că el deja i-a strâns împreună, i-a adunat, i-a separat de lume, ei erau o entitate, ucenicii erau o entitate separată de poporul evreu sau de lume, ei nu mai sunt în lume, și în același timp Domnul le-a încredințat niște sarcini specifice în timpul lucrării lui, nu? I-a trimis de mai multe ori doi câte doi să predice. Acum folosește, în Ioan 20, folosește timpul prezent. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, asta e la trecut, așa vă trimit și eu pe voi. Deci e un timp prezent, dar care privește spre viitor. Și asta este trimiterea. Ceea ce e interesant cu privire la diferențele astea este pentru că există o asemănare între lucrarea pe care Domnul Iisus o face, a făcut-o în timpul vieții, și trimiterile pe care El le dă ucenicilor în timpul vieții, și apoi trimiterea, spectrul lucrării și trimiterea pe care o dă ucenicilor după înviere. La cine a venit Domnul în timpul vieții? Că El spune specific. La oile pierdute ale casei lui Israel. La cine a trimis El pe ucenici în timpul lucrării sale pământești? I-a trimis în Grecia, în Egipt, în Roma? Nu. I-a trimis la oile pierdute ale casei lui Israel. Pentru că Evanghelia întâi trebuia predicată lor. După înviere, el anunță că spectrul lucrării sale nu se rezumă doar la poporul evreu. O să vedem mai târziu în trimiterea din Luca, Domnul anunță că în numele lui se va proclama pocăința și iertarea păcatelor cui? Tuturor neamurilor. Nu așa? Și atunci, lucrarea pe care Iisus o face și a făcut-o, o făcuse deja pe cruce, avea un spectru mult mai larg decât poporul evreu și în asta constă și trimiterea lor, care nu se mai rezumă doar la poporul evreu, ci se extinde la nivelul tuturor națiunilor pământului. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. A fost Iisus reprezentantul oficial împuternicit al Tatălui pe pământ? Da, a fost. Oricine crede Scriptura afirmă lucrul ăsta. Dar există o corespondență între autoritatea pe care Iisus a avut-o câte vreme a fost pe pământ și autoritatea pe care o au oamenii aceștia cărora El le vorbește,
ca reprezentanți ai lui. Nu? Cum m-a trimis? Tot așa. Deci cum tot așa înseamnă că există același gen de autoritate pe care Iisus o transmite mai departe. Și de ce o face? O face pentru că El știe că urmează să plece de pe pământ, însă lucrarea pe care El a început-o, proiectul, dacă vreți, pe care El a început, trebuie să continue până va reveni El, până la împlinirea vremurilor. Și ăsta este motivul pentru care Domnul nu se lasă fără reprezentanți legali pe pământ. Și reprezentanții ăștia legali sunt cei cărora El li se adresează atunci și o să-i vedem specific imediat. Deci ăsta este genul de autoritate pe care Domnul Iisus îl transmite ucenicilor săi. Da? Același gen de autoritate pe care El l-a primit de la Tatăl. Și asta nu e deloc un lucru de apucat. Nu e deloc un lucru nesemnificativ. Cine încalcă autoritatea aceasta, de fapt, ce încalcă? Încalcă voia celui care a emis autoritatea, adică a Domnului Iisus însuși și a lui Dumnezeu. În versetul 22, Domnul Iisus le spune după aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. E foarte interesant, interesant gestul ăsta al Domnului Iisus, pentru că El cumva recrează sau face trimitere la creația omului, crearea omului. Când Domnul Dumnezeu, Yahweh Elohim, suflă în nări omului din Duhul său, comunică din suflarea sa, din Duhul său, omului. Există foarte multă confuzie cu privire la gestul acesta al Domnului. Am citit tot felul de comentarii și dacă vreți puteți să le citiți. Dacă vreți să fiți confuzați puțin de teologi, câte comentarii am citit, aproape tot atâtea idei. De ce? În principiu, majoritatea oamenilor consideră că Duhul Sfânt nu putea să fie dat până la cinzecime și atunci ceea ce Domnul Iisus le-a dat a fost orice altceva, dar nu Duhul Sfânt. Unii cred că oamenii nu au fost născuți din nou până la cinzecime când a fost dat Duhul. Și atunci problema lor este au fost născuți din nou acum sau au fost născuți din nou la cinzecime. Astea sunt argumentații false, pentru că nu se înțelege diferența între avea Duhul lui Dumnezeu, a avea plinătatea Duhului, a avea botezul Duhului. Toate astea sunt diferite în Scriptură și dacă le înțelegem, ne uităm așa, într-un fel mirat și poate cu o sprânceană ridicată la cei care emit tot felul de bazaconii teologice. Da? Duhul Sfânt exista pe pământ și oamenii au fost mântuiți înainte de cinzecime. Da? Ceea ce Domnul le comunică aici, da? Și este semnificativ pentru că leagă această comunicare a Duhului care unor și suflă peste oameni care deja aveau Duhul pentru că erau născuți din nou. Da? Cine n-are Duhul lui Hristos nu este al lui, dar ei erau al lui Hristos pentru că Domnul Iisus îi descrie ca fiind frații lui și nu putea să se adreseze în felul acesta unora care n-aveau Duhul, da? Care nu erau din familia lui. Ceea ce comunică aici nu este același lucru cu ceea ce a comunicat mai târziu la cinzecime. Și e important să înțelegem lucrul acesta pentru că la cinzecime a fost un eveniment unic. Da, el a avut o repetiție parțială și cu un scop precis în casa lui Cornelius, dar a fost botezul, acolo a fost revărsarea sau botezul în Duhul prevestită de Ioan Botezătorul, care era echivalentul inaugurării și autentificării casei lui Dumnezeu, care este Eclesia. Pe când aici, da, avem o acțiune internă a lui Dumnezeu, a lui Iisus. Și ceea ce le arată este că exersarea autorității pe care El a primit-o și pe care El o transmite trebuie făcută sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu sub călăuzirea firilor. Chiar dacă ei au crezut evenimentele crucificării, îngropării și învierii i-au copleșit, în situația respectivă, ei nu puteau să exerseze autoritatea aceea în starea în care ei erau. Și atunci trebuia să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Asta e ceea ce Domnul Iisus
le transmite în momentul ăsta. O să revin imediat asupra afirmației astea, că e foarte importantă. Un lucru pe care îl mai vedem aici este că Domnul Iisus este cel care îi trimite în mod direct. Da? Eu vă trimit cum am fost trimis, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Observați aici, în această trimitere este menționată întreaga dumnezeire. Și foarte important lucrul acesta. Îl avem pe Tatăl care l-a trimis pe Iisus. Îl avem pe Iisus, da? Și El este Cel care comunică Duhul Sfânt. Da? Celorlalți. Ucenicilor. Doar fiind sub călăuzirea Duhului, se poate împlini următorul verset. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Din nou un verset care e atât de greșit interpretat de mulți, tocmai pentru că unii vor să-și imagineze că Dumnezeu a dat, Iisus a dat autoritatea Lui de a ierta păcatele oamenilor care pot să facă uz de ea așa cum consideră de cuvință sau după politica unei anumite biserici sau așa mai departe. Ei pot să... Omul este mijlocul prin care alții pot să ajungă în cer sau, din contră, dacă nu fac ce spun ei, îi trimit pe oamenii în iad. Nimic mai fals. De ce? Odată, versetul acesta, 23, observați că vine afirmația asta Domnului cu privire la iertarea păcatelor și la ținerea păcatelor vine după comunicarea Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă că lucrul acesta nu se face arbitrar și nu se face, orice înseamnă el, nu se face arbitrar și nu se face la cheremul omului și nu este un cec înalt pe care Dumnezeu îl dă omului și prin care el se obligă să facă orice ar hotărâ omul. Din contră, Duhul Sfânt este cel care călăuzește pe acela care are autoritatea asta și practic omul este doar instrumentul sau agentul prin care Duhul Sfânt lucrează. Asta este foarte important de reținut, pentru că aici vorbim de exersarea cheilor împărăției. Adică exersarea autorității pe care Hristos a lăsat-o. Și indiferent că vorbim despre ceea ce se menționează în Matei 16 sau Matei 18, ce orice veți lega pe pământ va fi fost legat în cer, cum e literal, și orice veți dezlega pe pământ va fi fost dezlegat în cer. Fie că vorbim despre proclamarea Evangheliei, fie că vorbim despre exersarea disciplinei sau despre orice altă acțiune ce implică autoritatea oficială, lucrurile astea nu se fac fără călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu nu se obligă să respecte decizia unui slujitor al său care acționează prin fire. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Da? Nu este un cec înalt pe care apostolii sau ucenicii sau adunarea, vom vedea exact cine sunt împuterniciți mai târziu, Dumnezeu nu se obligă să respecte ceva ce oamenii fac fără voia Lui. Este un lucru extrem de important pentru noi să înțelegem. Și atunci, gândiți-vă ce responsabilitate uriașă are fiecare membru al adunării care trebuie să discearnă voia lui Dumnezeu și în felul ăsta să arunce votul, da? Să-și exprime votul în adunare când adunarea ia o decizie ce implică exersarea cheilor. Nu pot să o iau prin firea mea pământească, nu pot să o iau prin starea mea emoțională, nu pot să o iau prin prejudecățile mele. Eu trebuie să mă asigur că identific voia lui Dumnezeu. Dacă n-am făcut-o, sunt responsabil. Și dacă nu identific voia și totuși votul meu exprimă că am identificat-o într-un fel sau altul, sunt asemenea unui diplomat, da, unui ambasador trimis să reprezinte o țară sau un împărat în altă parte și el începe să facă ce vrea el, ce-i taie capul acolo.
este descalificat și în niciun caz cel care l-a trimis nu se obligă să facă lucrul ăsta. Ca să înțelegem mai bine ce ar însemna ca un diplomat să-și ia de la sine putere să declare război unei țări. Da? Sau să îl ia la înjurături, sau să îl ia la bătaie pe, eu știu, președintele țării în care funcționează. Păi ar însemna asta că țara care l-a trimis, sau președintele, sau regele care l-a trimis, declară automat război țării respective pentru că diplomatul lui a acționat în felul ăsta? Nu. Tot așa. Sau cu cât, cu atât mai mult. Dumnezeu, care are autoritatea supremă, nu se obligă să respecte nicio invocare a numelui lui care îl dezonorează și care este contra voii lui. Deci nu este vorba despre un cec înalt, este vorba de exersarea autorității, cheilor împărăției, exact așa cum a fost date sau după, exact după voia lui Dumnezeu și doar în limitele lor. Iertarea sau ținerea păcatelor nu se face la cheremul omului. Păi dacă lucrul acesta ar ține de o biserică, de o instituție, de o clasă preoțească, da? Cea mai privilegiată, cea mai avantajată categorie din societate ar fi tocmai acea clasă care primește puterea asta de a-i băga pe oameni în cer sau a-i trimite pe oameni în iad după cheremul lor. Și nu exact lucrul acesta a încercat să facă de-a lungul timpului Biserica Catolică? Da, nu există mântuire în afara bisericii și noi te dăm afară și noi te primim, adică clerul, așa cum vrem noi. Da? Asta este motivul pentru care Europa a fost aruncată în Evul Mediu întunecat, în perioada aceea tulbure și întunecată. De ce? Tocmai datorită mentalității astea. Că papa este cel care pune pe împărat așa cum îl vrea, îl deposedează pe cutare împărat, îl pune pe altcineva și tot așa. Trebuie să observăm că iertarea de păcate este doar rezultatul sau efectul a unui proces care include mai mulți pași. Da. Ea nu e o iertare de sine stătătoare, da, care n-are legătură cu nimic anterior. Nu. Iertarea este rezultatul pocăinței, pentru că ce se predică în Evanghelie? Pocăința și iertarea păcatelor. Nu iertarea păcatelor și pocăința. Da, sau iertarea păcatelor și atât. Da, este pocăința și iertarea păcatelor. Înainte ca omul să se pocăiască, el trebuie să audă Evanghelia, că în afara Evangheliei, în afara mesajului Evangheliei, nu poate să existe mântuire, nu poate să existe iertarea păcatelor. Dacă ne uităm la toți pașii aceștia care duc la iertarea păcatelor, observăm că ei nu țin de om. Da? Ei nu țin de om, nu sunt sub controlul omului, ci sunt sub controlul lui Dumnezeu. Evanghelia anunță că oricine se pocăiește primește iertarea păcatelor, dar poate omul prin natura lui să se pocăiască? Nu poate. Și ăsta este motivul pentru care Dumnezeu trebuie să dea pocăința, că pocăința este darul lui Dumnezeu, pentru că dacă nu l-ar da, nimeni nu s-ar pocăi. Dar dacă nu există iertare a păcatelor fără pocăință, atunci cum poate un ucenic al lui Isus să spună cuiva ești iertat dacă omul ăla nu s-a pocăit? Are voie să facă lucrul acesta? Ar fi un nonsens. Da? Poate un ucenic, un apostol, un slujitor al lui Hristos să declare, eu știu, peste o națiune întreagă. Da? Toate păcatele voastre sunt iertate. Poate să facă lucrul ăsta? Nu. N-are. Autoritatea pe care Hristos o dă aici n-are, nu este genul ăsta de autoritate. Pentru că trimișii lui Dumnezeu nu-l pot manipula și nu-l pot forța să acționeze așa cum pe Dumnezeu, așa cum doresc ei. Ce înseamnă atunci a ține, a ierta păcatele sau a ține păcatele cuiva? Înseamnă să declar mijlocul prin care păcatele sunt iertate sau ținute, pentru că, de fapt, Dumnezeu este cel care iartă și Dumnezeu este cel care ține păcatele.
Și care e mijlocul acesta? Evanghelia. Da. Cui se pocăiește și crede în Evanghelie, poți să-i spui cu deplină autoritate că păcatele sunt iertate. Da? Cine refuză să creadă Evanghelia și se încăpățânează, poți să-i spui că păcatele sunt ținute. Dacă el rămâne în păcatele sale. De fapt, chiar și timpii în greacă sunt interesanți acolo, pentru că la ultima parte, celor ce le vesine vor fi ținute, arată rămânerea într-o stare prezentă. Da? Pe când iertarea arată o schimbare de stare. Da? Și schimbarea asta de stare vine pentru că s-a întâmplat ceva. Și ce s-a întâmplat? Pocăință. Da? Cine rămâne în starea în care a fost după ce a auzit Evanghelia, el rămâne în păcatele lui. Păcatele lui sunt ținute. Asta este cel mai simplu fel de a explica autoritatea pe care Hristos o dă aici, care este, de fapt, autoritatea de a proclama singura cale prin care omul poate să fie mântuit. Singura cale prin care se poate obține iertarea păcatelor. Și Evanghelia împarte ascultătorii, cum ziceam de multe ori înainte, în două clase. Cei ce o cred și cei ce nu o cred. Cei care au păcatele iertate și cei care rămân în păcatele lor. Mai există un sens, care îl menționez acum doar în trecere, care privește ținerea păcatelor chiar și în cazul celor mântuiți. Și vedem lucrul acesta în cazul curvarului din Corint. Până la urmă, când Apostolul Pavel face uz de autoritatea aceasta, excluderea sau darea afară din mijlocul lor a curvarului, darea pe mâna satanei, de ce? Tocmai ca el să fie cercetat și să se pocăiască și să vină înapoi, să obțină iertarea păcatelor. Asta este un alt sens în care termenul este folosit, dar din nou lucrurile astea se întâmplă sub călăuzirea Duhului și în conformitate cu voia lui revelată. Asta este prima trimitere din Ioan capitolul 20, duminică seara, în prima zi a învierii. A doua trimitere se găsește în Matei capitolul 28, este bine cunoscută și noi, când am studiat Evanghelia după Matei, am analizat-o în detaliu. Matei ne spune încă din dimineața învierii că Domnul Iisus a transmis în repetate rânduri ucenicilor lui să meargă în Galileea. Dar el s-a arătat în Emaus, s-a arătat în Ierusalim, ne spune Ioan că a mai stat încă o săptămână în Ierusalim în așa fel încât să vină și Toma la adunare și abia după aceea au plecat spre Galileea. În versetul 16 din Matei 28 ni se spune că cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Deci, evident că între timp Domnul Iisus a hotărât timpul și locația. Exact. Nu doar în Galileea. Acolo vor vedea în Galileea. Dar unde în Galileea? Că Galileea e mare. În Nazaret, în Capernaum, pe malul mării, pe muntele unde a predicat fericirile și i-a ales pe cei 11 din mijlocul adunării. E foarte probabil că acela să fi fost muntele, că era bine cunoscut de ei. Locația acestei arătări a Domnului Iisus și a trimiterii este evident în Galileea, în locul desemnat de Domnul Iisus, adică pe munte. Care este muntele? Probabil că este acela unde el a ales apostolii din mijlocul adunării și a dat, noi spunem, a rostit predica de pe munte sau fericirile, dar ce a rostit el acolo este de fapt legea noului legământ. Da? Pentru că el s-a prezentat pe sine ca dătător de lege și a pus în contrast acolo ce s-a spus în vechime prin Moise cu ceea ce spune el. E mai puțin importantă locația exact, oricum nu o cunoaștem, nici dacă am ști exact că e același munte, tot nu știm care este muntele, așa că n-are rost să programăm, eu știu, să ne luăm bilete de avion, să mergem în Israel și să ajungem exact în muntele ăla. Asta e locația. Timpul. Să ținem minte că Domnul Iisus, ne spune Luca, s-a arătat timp de 40 de zile. Nu? În repetate rânduri și a învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la timpul în care s-au întâlnit, trebuie să ținem cont de niște detalii. În primul rând, ei au stat
din ziua 1 a învierii până cel puțin în ziua 9, pentru că Domnul s-a arătat în ziua 8-a în Ierusalim și lui Toma. Dacă au plecat imediat după, durează 4 zile călătoria pe jos dintre Ierusalim și Galileea, ceea ce înseamnă că ar fi ajuns acolo, dacă au plecat luni, au ajuns joi seara în Galileea. Timpul efectiv ar fi între ziua 13, vineri, și ziua 36, pentru că dacă au avut, sau 35, pentru că au durat încă 4 zile ca să ajungă înapoi în Ierusalim. Nu Domnul, că Domnul putea să călătorească imediat, am văzut, da? Dar ei, efectiv. Cred că în intervalul acesta sau înainte de trimiterea aceasta avem apariția la Marea Tiberiadei. De aceea nu cred că Domnul s-a arătat imediat, dar asta este o părere personală, uitându-mă la cronologie, pentru că acolo avem restaurarea lui Petru. Domnul acordă un timp special lui Petru și după aceea cred că se întâlnește cu toți sus pe munte. Întâi a avut loc arătarea de la Marea Tiberiadei, dar a fost în perioada asta, la 2 săptămâni aproximativ după ce a înviat. Și el a mai stat aproximativ 3 săptămâni în Galileea. Deci în perioada asta, Domnul poruncește ucenicilor lui să se ducă într-un anumit timp la o anumită locație. Da? Și asta fac. Cei 11 ucenici, face trimitere Matei specific la apostoli, deși am văzut din celelalte pasaje că nu-i vorba doar de ei, dar ei reprezintă focusul central al Evanghelilor, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Cine sunt cei care s-au îndoit? Că aici e foarte interesant. Adică l-au văzut în repetate rânduri, cine se mai îndoia din cei 11 apostoli? Da. Nu avea niciun sens deja după ce l-au văzut în 2 duminici la Ierusalim, dacă l-au văzut și la Marea Tiberiadei și ei toți să se îndoiască, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în momentul în care ei l-au văzut viu. Nu se mai îndoiau. Da? Uitați-vă la Toma, întâlnirea cu Toma, sau cum s-au raportat restul ucenicilor la Toma, încercând să-l convingă că Iisus este cu adevărat viu. Nimeni nu se mai îndoia. Cine sunt cei care s-au îndoit? Există o singură explicație logică și ea ne este dată de cine credeți? De Pavel. Cum de Pavel? Că Pavel n-a fost acolo. Da. Dar Pavel este cel care menționează corintenilor că după ce s-a arătat apostolilor, Domnul Iisus s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Unii au adormit, adică unii au murit, dar cei mai mulți erau încă în viață în timpul în care Pavel scrie corintenilor. Ăsta este singurul loc unde puteau să se adune cu ucenicii, pentru că Domnul avea mulți ucenici în Galileea. Da? Și este singurul loc unde puteau să se adune cu toții și, de fapt, oamenii ăștia îl vedeau pentru prima dată. Da? Cei care l-au mai văzut înviat, ei s-au închinat când l-au văzut, că erau obișnuiți cu el înviat. Da? Cei care îl vedeau pentru prima dată s-au îndoit la fel cum s-au îndoit și ucenicii și apostolii când l-au văzut prima dată. Detaliul ăsta este important pentru că Domnul se arată, dacă vreți, întregii adunări și lor li se adresează. Da. Locul este în Galileea pentru că la o așa mulțime mare trebuia să ai un loc sigur, separat, mai izolat de adunare. Nu s-au adunat în pridvorul lui Solomon. Da? Nu s-au adunat în Ierusalim unde erau căutați și vânați de liderii evreilor. S-au adunat în Galileea, în patria lor, într-un loc izolat unde puteau să se întrunească în siguranță. Pentru că Domnul Iisus mereu își proteja. Am văzut cum în calitate de păstor își proteja ucenicii. Ok. Ce vedem din detaliile trimiterii acesteia? Iisus se apropia de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Observați afirmația asta, care este una uriașă, este că e vorba de cer și de pământ. Când vorbește despre autoritate, și aici e vorba despre autoritatea pe care a primit-o de la Tatăl în urma supunerii lui voluntare în legământul Harului și are legătură cu înălțarea
și glorificarea Lui, Domnul Iisus ne arată că El este conducătorul de drept, suveranul de drept, stăpânul de drept în cer și pe pământ. Nu este Satan. Satan este uzurpator. Da? El, Iisus, este conducătorul de drept. Nu avem o afirmație în versetul 19, dar care îl leagă de 18 și una e foarte importantă. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, spune în greacă, prin urmare, duceți-vă. Și aici, de ce e important asta? Pentru că arată faptul că Iisus a primit autoritate de la Tatăl, toată autoritatea mi-a fost dată, da? Prin urmare, eu vă trimit. Da? Eu deleg. Vă deleg autoritate. Nu vă deleg autoritate, toată autoritatea pe care am primit-o în cer și pe pământ, ci vă deleg o anumită parte de autoritate. Să faceți lucrarea pe care eu am, să continuați lucrarea pe care eu am început-o pe pământ. Da? Asta e ceea ce le spune Domnul aici. E cea mai completă trimitere pe care o avem dintre cele trei și, în primul rând, punem întrebarea cui este adresată. Versetul 16 pare că Domnul se adresează doar apostolilor, da? Celor 11. Dar vedem că sunt și alții prezenți. Este evident că focusul se concentrează pe apostoli. De ce? Pentru că ei trebuie să fie martori. Martori oficiali, martorii care să fie trimiși, care să proclame. Da? Toți erau martori, până la urmă, că toți l-au văzut pe Iisus înviat. Și asta este și motivul pentru care Pavel le spune corintenilor: s-a arătat la 500 de frați deodată. Da, e adevărat, unii au murit, unii sunt în viață. Și de ce spune Pavel asta? Pentru că ei pot să fie întrebați, pot să fie interogați, dacă vreți, și să depună mărturie. Da? În calitate de martor. Dar a fi martor oficial, a fi trimis, implică tocmai o lucrare specială și publică. Da? Și apostolii erau primii slujitori în adunare care reprezentau adunarea. Și în calitatea asta ei primesc însărcinarea asta din partea Domnului Iisus. Deci nu în calitate de apostol, ci în calitate de reprezentanți ai adunării. Pentru că dacă ar fi fost vorba doar de apostolie, nu mai există apostoli astăzi, pentru că condițiile de apostolat nu mai există. Să-l fi văzut pe Iisus în viață sau să fi fost cu Iisus de la început. Da? Dar adunările există și astăzi și lucrarea trasată în aceste trimiteri există și astăzi. Deci Domnul Iisus o dă slujitorilor, dar nu în calitate de apostol, ci efectiv în calitate de reprezentanță, e ceva ce a existat continuu. Da? Și va exista până va veni El. Trimiterea asta reprezintă perpetuarea a ceea ce lasă în urmă Domnul Iisus. Da? Până va veni El. Și atunci, ce a lăsat în urmă? A lăsat o clasă preoțească sau o clasă apostolească? Nu. Nu se... În primul rând că nu lasă o clasă preoțească, pentru că nou legământ toți sunt preoți. Și în al doilea rând, nu lasă o clasă apostolească, pentru că lucrarea de apostolie încetează. Da? Ce lasă în urmă? Lasă adunarea. Lasă mireasa Lui, care rămâne pe pământ în timp ce El merge în cer ca să-i pregătească locul unde vor locui împreună după nuntă. Asta înseamnă că adunarea exista în momentul în care Domnul Iisus adresează cuvintele astea. Da? Nu și-a început existența la cinzecime, așa cum spun cei mai mulți. Autoritatea pentru predicarea Evangheliei, da? O avem aici. Da? Autoritatea înainte de cinzecime. Da? De ce predicăm Evanghelia? Care e baza? De ce predici în numele Lui Iisus? Pentru că El te-a trimis. Dar când te-a trimis? La cinzecime sau după? Nu. Te-a trimis înainte. Da? Autoritatea pentru a boteza. O avem aici. Unii spun botezul lui Ioan. Nu e același lucru cu botezul creștin? Când a luat naștere botezul creștin? La cinzecime? Nu există nicio dovadă pentru așa ceva. Și autoritatea pentru botez, de unde o ai? De ce trebuie să-i botezi pe cei credincioși? Pe cei care cred Evanghelia? Păi așa a spus Iisus. Când a spus? La cinzecime? Nu, a spus înainte. Asta e baza. Trimiterea. Adunarea exista înainte de cinzecime și există multe motive scripturale pe care le pot aduce. Dar e foarte târziu și nu vreau să mă opresc asupra detaliilor astea. Ce avem aici în Matei, de fapt, este o
convocare oficială a unei eclesii. Iisus este convocatorul, kerex în limba greacă, kerux, care el este cel care cheamă adunarea, da? Să se strângă împreună. El este cel care fixează timpul și locul. Ne întâlnim în data de, în locul de, cu toți. Toți membrii, că avem membrii eclesiei, cletoi, care trebuie să-și lase treburile zilnice în urmă și să meargă în locul de întâlnire la timpul stabilit. Asta e datoria fiecărui membru să o facă atunci când adunarea este convocată. Da? Și toți frații respectivi și-au lăsat lucrurile, lucrările zilnice și s-au întâlnit, acolo au mers în locul de întâlnire pentru a se întâlni cu Iisus. Avem o strângere împreună, pentru că eclesia întotdeauna e locală și vizibilă. Nu există o eclesie universală, invizibilă. Și atunci, locul, avem un loc, da? Avem un timp, avem oameni vizibili care se strâng împreună. Toți erau ucenici, toți erau frați, toți erau deja botezați și aparțineau entității astea care era eclesia. Nu s-a strâns oricine pe munte, ci doar ucenicii lui. Domnul Iisus le-a transmis mesajul ăsta. Spuneți-le fraților mei. Da? Deci frații lui s-au strâns pe munte. Ucenicii lui s-au strâns pe munte. Nu s-au strâns la fel ca prima dată în Luca 6, o mare mulțime de curioși, o mare mulțime de oameni care vreau să-l asculte sau să vadă vreo minune. Nu. Acum doar ucenicii lui sunt acolo. Ce avem acolo, de fapt, este o eclesie. Da? Adunarea lui Hristos exista înainte de cincizecime. Și ea primește mandatul sau autoritatea din partea lui Hristos de a-L reprezenta pe pământ după ce El nu va mai fi fizic aici pe pământ. Ea trebuie să-i continue lucrarea. Trimiterea de asemenea ne oferă planul sau viziunea Domnului Iisus cu privire la adunarea Lui. Pentru că adunarea îi proclamă numele, îi proclamă lucrarea, predicând Evanghelia, îi botează pe cei ce o cred, îi strânge împreună ca adunare, ca să-i ucenicizeze, să-i învețe poruncile lui Iisus. Apropo, nu poruncile lui Moise, ci poruncile lui Iisus. Învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Asta înseamnă că adunarea zidită de Iisus, care era una locală și vizibilă, va continua după acest model până va veni El. Pentru că adunarea predică Evanghelia prin slujitorii săi, îi botează pe cei ce o cred, îi strânge împreună, îi învață, îi ucenicizează în așa fel încât ei să continue procesul acesta. Da? Și în felul acesta adunările se multiplică, împărăția se extinde și asta până va veni Domnul Iisus. Deci Domnul Iisus ne oferă un model de perpetuare a adunării ca reprezentantă oficială a lui Iisus pe pământ. Nu o biserică universală invizibilă primește autoritatea asta. Da? Sau e împuternicită de Iisus. Da? Tot ce avem aici este local și vizibil. Slujitori specifici, evident, local și vizibil, într-o adunare locală și vizibilă, care primesc mandatul acesta. Botezul în apă, că botezul la care face referire aici, nu este un așa zis botez spiritual, pe care Duhul îl face într-un trup mistic, este botezul în apă al credinciosului, prin care se identifică cu Evanghelia, se identifică cu Hristos și intră în adunarea în care urmează să fie ucenicizat. Și avem o strângere împreună locală și vizibilă a ucenicilor pentru a fi învățați. Încerc să fiu cât mai rapid și vă ofer foarte multă informație, dar să știți că e foarte importantă, pentru că cuvintele Domnului Iisus din trimitere oferă de asemenea modelul de relație al adunării cu cei din împărăție. Da? Nu toți cei mântuiți, toți credincioșii sunt împuterniciți să predice oficial, să boteze și să strângă credincioșii în adunări pentru a-i uceniciza. Ăsta e motivul pentru care Domnul se adresează direct reprezentanților adunării, da? Ca să facă lucrul acesta. De asemenea, avem diferența de pronume de aici între voi și ei. Cei care primesc autoritate sunt cei desemnați prin pronumele voi. Da? Voi mergeți, voi botezați, da? Voi învățați. Ceilalți care sunt și ei mântuiți, cei care cred Evanghelia, sunt ei botezați, iul acela de la urmă, sunt ei. Ei sunt botezați,
ei sunt învățați, sunt strânși împreună ca să fie învățați. Cine primește împuternicirea? Voi, nu ei, chiar dacă și voi și ei sunt mântuiți. De aceea este greșit să spunem că Domnul Iisus transmite mandatul acesta oricărui credincios, care poate la rândul lui să predice, indiferent ce evanghelie sau cât înțelege el din evanghelie, poate să boteze cum o înțelege el botezul și poate să își facă propriile biserici ca să învețe pe oameni ce înțelege el din poruncile lui Iisus. Domnul Iisus nu dă un astfel de mandat. Adunările lui Hristos nu recunosc ca autentice adunări care au apărut în altfel decât cel prescris de Hristos. Și nu recunosc ca reprezentanți oficiali ai lui Hristos oameni care n-au respectat pașii desemnați de Hristos. Da? Și nici botezurile făcute în afara autorității sau mandatului acesteia nu sunt recunoscute de adunările lui Hristos. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca modelul lui Hristos să fie respectat astăzi sau de-a lungul timpului. Păi n-ar exista adunări false. Da? N-ar exista confuzia de astăzi. Da? Nimeni care n-ar face parte dintr-o adunare adevărată n-ar îndrăzni să-și înceapă propria adunare. Dacă ar fi exclus dintr-o adunare adevărată, nu s-ar duce la alta sau nu și-ar face propria lui adunare. Da? Toți în poziția asta ar fi îndemnați ca să își îndrepte relația cu Dumnezeu și cu adunarea cât de repede posibil. Când ar apărea impostori, ar fi imediat demascați și descalificați. Ce ar însemna lucrul acesta? Imaginați-vă cum ar fi ca toți credincioșii dintr-un anumit loc să se îndrepte când se strânge adunările, să se îndrepte, da, spre aceeași adunare sau spre același fel de adunare. Da? Nu spre 100 de feluri de biserici diferite dintr-o localitate. Asta s-ar întâmpla dacă planul lui Iisus, exprimat în Marea Trimitere, s-ar respecta. Cum ar privi lumea atunci spre creștinism? Dacă n-ar fi 40.000 de feluri de biserici, dacă ar fi un singur fel de adunare, dacă ar fi un sistem ordonat, unitar, dacă ar fi unul coerent, dacă ar fi unul unit. Da? Ce impact ar avea asupra lumii? Da? Și cum... Ce s-ar întâmpla dacă toți misionarii din lume, da, ar fi trimiși de același fel de adunare, ar predica aceeași fel de evanghelie, ar boteza cu același fel de botez și ar construi același tip de adunări? Cum s-ar extinde împărăția lui Dumnezeu în lume în felul acesta? Da? Cât de eficient ar fi lucrarea de misiune dacă toate resursele financiare din dărnicia credincioșilor ar fi concentrate pe același tip, da, de misiune. Cum ar fi relațiile dintre frați și surori dacă toți ar face parte din același tip de adunări? Ne-ar fi și greu să ne imaginăm lucrul ăsta, da? Dar ăsta este exact planul lui Dumnezeu pentru adunările lui. Faptul că situația este atât de diferită astăzi și atâta confuzie și atât haos nu se datorează unui eșec al lui Iisus, nu se datorează unei deficiențe de plan, da? Sau de construcția lui. Se datorează lui Satan, care este marele magician, dacă vreți, cel care aruncă confuzie, cel care seamănă haos, da? Care și-a plantat proprii slujitori în adunări și care a dus la situația de astăzi. Da, ceea ce spun este că majoritatea slujitorilor care spun că sunt ai lui Hristos, de fapt nu sunt ai lui Hristos. Și majoritatea bisericilor care își pun titluri frumoase nu sunt de fapt biserici sau adunări ale lui Hristos. Asta este realitatea. În același timp, Domnul Iisus garantează perpetuarea a ceea ce a lăsat în urmă, pentru că El promite prezența Lui cu ei. Până în fiecare zi, până la sfârșit. Foarte repede, noi studiem Luca și de fapt abia acum ajungem la a treia trimitere în Luca, capitolul 24. Voi trece scurt peste ea acum și vom reveni în mesajul următor, care este și mesajul de încheiere al studiului din Luca.
Luca 24, de la 46, este consemnat ultima trimitere din cele trei. Este dată la Ierusalim, la sfârșitul perioadei în care Domnul Iisus i-a învățat, li s-a arătat în mai multe rânduri, le-a vorbit despre lucrurile privitoare la împărăție, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile, le-a explicat de ce trebuia să pătimească Hristos, să învieze, în versetul 46, și de ce trebuie să se proclame în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Și le spune în versetul 48, voi sunteți martori. Da? Martori oficiali. Martorii ăștia nu trebuie să stea, să aștepte să fie chemați la bară ca să vorbească. Martorii aceștia, de fapt, sunt solii, sunt trimiși oficiali care anunță, efectiv anunță, în numele lui Iisus, pocăința și iertarea păcatelor. Asta e ceea ce Domnul Iisus îi împuternicește și îi responsabilizează să facă. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate, pentru că erau deja în Ierusalim, și spune, nu mai plecați, nu mai plecați în Galileea, nu mai plecați la Emaus, nu mai plecați la altă parte. Vă voi trimite făgăduința Tatălui meu, rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere. Termenul de putere aici este autor, este, scuze, dunamis, care înseamnă forță. Da? Au primit autoritate mai devreme. Da? Și Domnul le spune, când veți primi promisiunea Tatălui, veți primi și forța ca sau puterea efectivă ca să duceți la îndeplinire mandatul sau să exersați autoritatea pe care o aveți. Până atunci, așteptați. Pentru că dacă nu așteptați, ce s-ar întâmpla? Degeaba aveau autoritatea. Da? Ar fi ca iudeii care, evreii care ies din Egipt și vor să o ia pe calea lor spre Canaan și n-au avut decât înfrângere. Da? S-au confruntat cu o înfrângere majoră. Au trebuit să aștepte și să meargă pe calea hotărâtă de Dumnezeu, chiar dacă nu le-a plăcut. Ei bine, Domnul Iisus le spune în calitate de capitan, de cap al adunării, așteptați până veți vedea împlinindu-se promisiunea Tatălui. Foarte rapid, o ultimă remarcă din trimiterea asta, pe care o vom relua mai în detaliu data viitoare, este că dumnezeirea este specificată și în această trimitere, la fel cum este specificată și în Matei 28, nu? În, la botez, și la fel cum este specificată și în Ioan 20. Spune Domnul, iată că voi trimite peste voi, eu vă voi trimite, nu? Făgăduința Tatălui meu. Deci îl avem pe Iisus, pe Fiul, avem Tatăl, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Duhul nu este putere, da? Dar se referă efectiv la botezul în Duhul Sfânt și de aceea iată că și aici avem dumnezeirea prezentă în lucrarea pe care Hristos o lasă adunării sale să o facă. Domnul să ne ajute să înțelegem responsabilitatea uriașă pe care ne-a dată, privilegiul unic pe care l-a dat adunării sale, care nu înseamnă o manipulare a lui Dumnezeu, ci înseamnă o exersare sub călăuzirea Duhului Sfânt a autorității pe care El ne-a lăsat-o. Și Domnul să ne ajute să ne achităm de ea așa cum El dorește. Amin.